Prezenta ședință a fost convocată de primarul Comunei Asă, în conformitate cu prevederile dispoziției numărul 76 din 9 martie 2022. În mapele de studiu ați avut procesul verbal al ședinței anterioare. Vă rog dacă sunt obiecțiuni sau sunt opinii contrare a ceea ce este consemnat acolo, ca să le consemnăm. Dacă nu, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare din 9 februarie. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Primul proiect de pe ordinea de zi, raportul primarului Comunei Asău privind starea economico-socială și de mediu a Comunei Asău pentru anul 2021. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Comunei Asău pe anul 2022 al compartimentului de asistență socială Asău. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Asău pe anul 2022, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a Comunei Asău și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere numărul 5297 din 6-8-2014, încheiat între Comuna Asău în calitate de locatar și domnul marchiz Cristian în calitate de locatar. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se vor presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 8, proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de Evaluare și selecționarea finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Comunei Asău pentru activități non-profit de interes local. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Poliției Locale Asău din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Asău, inițiator primar Emilian Budacă. Proiect de hotărâre privind luare acte de măsurile dispuse prin raportul follow-up numărul 9601 din 25-1-2022 și decizia numărul 39 per 1 din 2-2-2022 emise de Curtea de Conturi a județului Bacău. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de la bugetul local a sprijinului financiar solicitat de unitățile de cult din Comuna Asău. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele proprietatea Comunei Asău și aflate în dotarea primăriei Comunei Asău. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea, reactualizarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Asău, aprobat prin HCL numărul 94 din 20-12-2018. Inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2021. Inițiator primar Emilian Budacă. 15. Probleme diverse. Modificarea ordinii de zi.
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiții din anexa numărul 4, lista de investiții aprobată conform HL numărul 9 din 9-2-2022. Inițiator primar Emilian Budac. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Primul proiect. Primul punct. Raportul primarului Comunei Aseu privind starea economico-socială și de mediu a Comunei Aseu pentru anul 2022. 2021. Cine este pentru? Nu, că asta nu se votează. L-am adus la cunoștință doar. Okay. L-am pus la mape. L-a postat doamna secretară și pe site, nu? Da. Doamna secretară? Dacă sunt discuții? Primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator primar Emilian Budac. Comisiile au avis favorabil. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Comunei Aseu pe anul 2022 al compartimentului de asistență socială Aseu. Inițiator primar Emilian Budac. Discuții? Comisiile avis favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Aseu pe anul 2022 a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a Comunei Aseu și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Inițiator primar Emilian Budac. Discuții? Comisiile avis favorabil. Dacă aveți voi idei, ceva în plus față de ce am prezentat aici, vă rugăm să veniți acum. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere numărul 5297 din 06-08-2014 încheiat între Comuna Aseu în calitate de locatar și domnul marchiz Cristian în calitate de locator. Știți despre ce e vorba, nu? Deci undeva aici prima pe dreapta, către apă. Acolo a fost închiriat de domnul marchiz. El e plecat în Italia și l-a cedat lui Rada, doamna aia care a stat în vagon. Urmează să luăm vagonul, să eliberăm terenul de acolo și să vedem ce utilitate îi dăm. Deci a cedat contractul de închiriere, domnul marchiz, a cedat lui doamna. N-ar fi fost corect totuși să înceteze contractul de închiriere a domnului marchiz? E aribalabilitate, în clipa la. Și nu există nicio clauză prin care să înceteze în momentul în care practicul nu îl mai folosește. Pe el a fost închiriat pentru ceva. Da, el are un scop, ți-a vorbit pe el. Da. Eu înțeleg acum că doamna respectivă a preluat acel contract la valoarea care a fost stabilită în 2014 atunci.
Nu, contractele se anexează conform inflației. Se indexează. Am văzut că era o sumă modică, 31 de lei, dacă nu mă înșel, la 308 metri pătrați. Zero, 10 bani. Da, nu știu, strict legal, dacă e corect, doamna juristă, poate ne... Da, nu are ce să nu fie corect. Contractul este valabil, este în perioada de valabilitate, se schimbă numai părțile contractuale. Din punctul nostru de vedere, toate contractele de închiriere de pe raza comunei Său ar trebui revizuite dacă suntem deficienți la compartimentul urbanism. Noi doream să nu fim deficienți la compartimentul urbanism ca să putem să le revizuim pe toate, inclusiv concesiunile, pentru că contractele sunt multe dintre ele foarte vechi, de la anii 98-96 și se impune o revizuire a tuturor. Plus că unele dintre ele au ajuns la maturitate, mai ales concesiunile cei care au locuințe, unele sunt la maturitate și ar putea să preia oamenii terenurile, dar baza unui raport de evaluare. Ar putem să le... Da, da. Dar nu știu cum vor face și când vor face. Da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor, serviciilor publice și a locurilor în care se vor presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice. Inițiator primar Emilian Budar. Comisia a avis favorabil. Aici s-a făcut modificarea care... Vreau să propunem o modificare, n-am apucat să scriu acolo. Să introducem un punct la aliniatul, la articolul 1, aliniatul 2, se termină în punctul C și aș vrea să adăugăm punctul D, ca cei care trebuie să presteze servicii în folosul comunității, să poată face asta și la bisericile din, la parohiile din comună, în funcție de nevoile fiecărei parohii în parte. E tot muncă în folosul comunității și fiecare parohie ar avea nevoie de un pic de ajutor. Oameni la tăiat de lemn, sau la instituții de școală. Sau la școală. Este la școală. La școală este cuprinsă, dar la biserici nu e cuprinsă. Și atunci e nevoie de mână de lucru pentru fiecare biserică în parte, și pe vechi și pe noi, nu contează. Și să duc să facă treaba și acolo, că nu e nicio problemă. Dacă... Deci știți un campus comunității. Da, da, exact. Să presteze în cadrul instituțiilor de cult din comuna Său, în funcție de nevoile fiecărui parohie în parte. Avem la nivel comunea Său în prezent, în contravenienți? Cum? Avem la nivel comunea Său, pe care am luat pe care? Și dacă sunt, se fac. Număr, nu știți, număr e cadă, da? Cred că sunt vreo 6. Da, cam vreo 6, da. Să ia legătura cu preoții și de acolo fiecare din parohia unde este. Să ia legătura cu primăria. Bineînțeles, da. Deci trebuie urea. Nu index, preoții să ia legătura cu preoții. Așa, da, da, da. Și unii și alții, ca să știi exact ce ai de făcut. Păi, dar nu poate să abuci până nu vine la primărie, nu vii semnul de protecția muncii, evidență, da. Exact. Da. Dacă sunteți de acord. Supunem. Cine este pentru? Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor urbanești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Inițiator primar Emilian Budar. Comisia a avut discuție. Dacă nu, o supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de Evaluare și selecționarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Său pentru activități non-profit de interes local. Inițiator primar Emilian Budacă. În cadrul comisiilor era necesară emiterea unor propuneri. Comisia de administrație a făcut propunere domnului Eugen Puiu și altă comisie nu mai văd nicio propunere. Era vorba de doi consilieri locali în cadrul acestei comisii. Care au fost cei doi de anul trecut? Domnul Obeică Claudiu și domnul Eugen Puiu au fost anul trecut. Pot să-mi propună pe domnul Obeică Claudiu? Sigur că poți. Acum.
Da, dar nu am scris în comisie. Hai că sunt. Da, e bine să mergem un pic pe continuitate ca să știm ce avem în piețe. Altceva să spunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 8. Ați întrebat împotrivă? Împotrivă? La comisii sunt niște voturi împotrivă, de asta nu de înalt. Împotrivă? Da. Cine a fost împotrivă? S-a rezolvat. Proiect numărul 8. Proiect de vedere privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a Său din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Său. Inițiator primar Emilian Budată. Comisiile emis avize favorabile. La Comisia de Administrație există o propunere, propunere pentru întreaga perioadă ce a mai rămas din acest an, aprilie-decembrie 2023, este propunerea domnului Eugen Puiu. Nu se poate, că depășește norma din an în ceilalți colegi. De asta s-o luat. Da, nu, nu are nicio legătură cu norma din an în ceilalți colegi, că nu s-a vizit din același act normativ. Actele normative diferite. Dar nu, actele normative sunt diferite. Da, așa e. Deci nu au nicio legătură să facem comparație una cu alta. Pentru contabilitate, eu spus, domnule, dacă pun mai mult din 4 luni, o să depășească și atunci o să... Nu știu, eu am... Pe cum, poliția locală ia normă de cameră? Dar eu atunci întreb, cum anul trecut poliția locală n-au luat și ceilalți au luat? Nu, nu s-au luat. Da, păi vedeți. Păi vedeți. Și cum să o respingeți? Da, 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 7, 2, 7, 6, 9. Ce-i făcut e blocat? Pentru proiect. Da, proiect. Proiectul. Cine este pe bloc? Dar e un pentru proces. Da, nu pot. Nu pot. Da, mai vota pentru asta, pentru 4. Nu sunt votat. Ăla e. Au o activitate teribil din mare. Să le ia numai foame, fapt, în fiecare zi. Mai spunem o dată la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Proiect. Pentru proiect. 2, 3, 4. Max. Împotrivă. Împotrivă? Nici. Mergem mai departe. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind luarea acte de măsurile dispuse prin raportul de follow-up numărul 9601 din 25.1.2022 și decizia numărul 39/1 din data din 2.2.2022 emise de Curtea de Conturi al județului Bacău. Inițiator primar Emilian Budată. Comisiile sunt favorabile. Discuții. Cine este, să punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Mai departe, proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de la bugetul local
a sprijinului financiar solicitat de unitățile de cult din comuna Său, inițiator primar Emilian Budată. Comisiile avize favorabile. Discuții. Eu am o propunere. Domnul Boiu. Da. Am văzut că biserica la Ciobănuș acel 20.000 la urmă 10 și biserica Iberic ca Păsău 25.000 la 30. Am propus să iei 5.000 de la biserica de vechi la biserica Ciobănuș. De acord. Probabil ca să fie exact tot cerut. Nu, nu e exact tot cerut. Hocelul 20.000. Ca să se dea tot cerut. Să nu se dea, nu, tot nu. Hocelul 20.000. Dăm 15.000. Adică s-a aprobat. Îi dăm 15, nu avem doar 20, îi dăm 15. O întrebare, de ce era dacă au cerut 25 de mii? Dumneavoastră ați oferit 30 de mii. Să cer 25 de mii. Cât e un post, ăștia sunt în construcții și au nevoie de mine. Țineți la Ciobănuș, deja le are toate, are și capiela, are... Păi ar mai trebui pentru capiera la Ciobănuș să facă locul ăla pentru oameni. Că a fost acum mormântare săptămâna trecută și au stat oameni în plin. Dacă, nu știu dacă întregul buget al comunii ar ajunge la câte nevoie. La culte, da, nu ajunge. Nu ajunge, de acord cu dumneavoastră, dar măcar 15.000. Nu, dar au venit propunerea. Vreau să mai avem favor, o clarificare. Urma auditului intern, care am control la auditul intern, așa, parohia de pe Apasă, din satul meu, nu a justificat cu acte banii primiți în 2020 și în 2021. Ei, până la 31 decembrie, trebuia să justifice banii care au fost alocați acolo, cu documente. E vorba de 14 metri cub de beton, care nu are avize din soție, și 30 de milioane i-au dat părintele cu iodat, așa, și iar nu a fost justificat. Nu s-a adus factură. 3.000 de lei, da. Nu s-a adus factură. Ăștia, controlul, auditul intern, ne-au spus că trebuie recuperați banii. Dacă nu, îi plătește ordonatorul de credite. I-a spus, părintele, dai seama, cred că am ceva personal cu el. Nu am nimic personal cu dânsul, e vorba de acte de documente. Și o trebuie să aducă banii înapoi. Nu numai asta. O pierdut și finanțarea pe anul ăsta. Articolul din lege spune că dacă nu și-o justifica banii, timp de 3 ani nu se mai aloncă fonduri nerambursabile de la bugetul local. Deci o pierdut pentru că nu și-o justifica banii. Ai pierdut și alocarea pentru anul ăsta. Și îi supărat foc părintele. Eu și i-am mai pus o întrebare în biserică. M-am dus și am dus la cunoștință la oameni. Zic, trebuie să știi oamenii, nu? Părintele, el întotdeauna așa a făcut, a ținut-o pentru dânsul. L-am întrebat, părinte, cum e posibil la parohia Lunca Său, taxa de mormântare 1.500.000, la parohia Centro Său, taxa de mormântare 1.500.000, la toate parohiile din comună, la noi taxa de mormântare în satul Apasău e 5 milioane. 5 milioane mi-au cerut părintele mie și mi-au tăiat chitanță, 5 milioane taxa de mormântare. Nu vreau să fie doar, dar chiar pure acolo. Cum? Ideea doar chiar pure acolo. Da, da, da. Bani de la primar să iei bani. Da. Și acum, măi, nou, a trimis ieri un băiat care a murit mai găsat și-a mormântat, a zis că să vii să dea primarul, să plătească taxa de mormântare la primar. Cam ce face părintele, cum o înțeles el situația. Unii pare rău că s-au ajuns la situația asta, dar numai aici au fost probleme. La nicio parohie nu au fost și niciodată nu au fost probleme. Toți au justificat cu acte, au fost comis. La parohia Apasău, din toate nu au fost probleme și asta am vrut să o clarific ca să știi oamenii de la... despre ce-i vorba. Dacă nu, legat de ce vorbim, domnul primar, chiar asta, domnul primar. Deci, am discutat, domnul primar, ca să nu se repede. Eu, părerea mea personală, am mai vorbit înainte de ședință și cu domnul Marian Dogar, eu cred că ar trebui căutată totuși o cale din mijloc, ca să, pe ca să fim așa în contradicții cu comunitatea. Și, într-adevăr, pare că m-a spus dumneavoastră că poate nu s-o respectate în limită, dar dacă s-ar discuta mai mult, nu știu, zic, întreb, dumneavoastră știți mai bine, nu se poate da o prelungire ca să aducă aceste documente justificative. Da.
31 decembrie 2020 până la 31 decembrie 2021. Deci nu justificat. Hai că scop foștile astea, o dat banii înapoi, dar nu bani de ce bani înapoi, dar nu trebuie penalizat 3 ani de zile, că șoferul comunitate. Știți cum e? Tot comunitatea. Șoferul comunitate, asta trebuie să-l faci noi. Înțelegere că nu. Trebuie să ajungă ce se face, te faci pentru comunitate. Asta e tot comun. Da, eu am propus să facem o parcare pe locuința biserică. Iar au zis că noi, bă, nu facem parcare, că nu trebuie să iei din terenul cealaltă, dacă vine un alt preot, pune cartofi și ceapă acolo și ce, și noi ajungem în terenul care are acolo, noi vrem 6 metri, atât, să dăm un gardul ăla înapoi, din fântână până în casa parcurală. Așa să fac o parcare frumos, n-ai une, acolo, Doamne ferește, ai două mașini pe uliță blocate, dacă lua foc ceva, nu poți intri în masă, nu poți, și mai ales și pe ulița aceea, biserici, ci dezordine acolo. Și dacă așa, după să facem o parcare, nimic, o refuzat total. Și pare rău, dar o făceam pentru comunitate, făceam în România pentru noi, dar dacă nu vrea să comunicăm... Eu zic că trebuie să existe înțelege, până la urmă, siguranță, până la urmă, până la urmă trebuie să înțeleagă și cumva să faci. Trebuie să faci. Poți să faci și parcare, să faci. Și o ținem și să-l fundi, nu? Da. Uitați, de exemplu, și la părtinii și așa... Da, da, bineînțeles, nimeni că nu fiu. Pentru anul ăsta nici nu făc cereri. Dar nu fac bun, nu le-am dat. Păi da. Nu, nu. Dorit, părintele, să facă cerere sau nu? Cum? Nu dorit, părintele. Nu, nu s-a părință. Păi nu, a dus cerere. Normal. Nu, 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 cam nu, 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 ședința trecută, dacă mi-amintesc bine, am stabilit acel regulament de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru anumite... Pentru nu, nu, am stabilit pentru tineret, pentru sport, pentru... Eu am avut senzația că și cultele sunt și acolo. Din păcate am văzut că acum ați venit cu acest proiect de hotărâre de acordare a sprijinului financiar cultelor separat, pentru un proiect de hotărâre. Poate era bine să fi luat cuvântul la proiectul anterior cu stabilirea comisiei. Nu văd rostul la acea comisie să mai împartă trei pai la cinci măgări. Că e vorba de 1.000 de lei care au mai rămas acolo. 10.000 de lei. Da? Parcă 10.000 au mai rămas. Da, da, 10.000 de lei. 10.000 de lei. Pentru alte activități, pentru tineret, pentru sport. Da, diferite. Pe cât mai avem pentru tineret, pentru alte activități? 10.000 de lei. Din finanțarea asta? Nu, nu, 10.000 de lei. Mai mult 100.000 la culte și 10.000 de lei sport, tineret, activități sociale. Astea sunt sumele. Cred că și acea sumă de 10.000 de lei putea fi împărțită tot printr-un proiect de hotărâre, ca să nu mai existe discuții. Că am auzit discuții referitoare la faptul că doi consilieri și cu trei angajați ai primăriei stabilesc regulile. Da. Pentru asta am vrut să evităm și noi discuții. Da. De asta am și făcut proiectul. Iar legat de acest proiect. S-a promis consilierii banii ăștia ca să... Legat de acest proiect, vreau să spun că acum 2 ani, dacă vă amintiți, eu am fost cel beșterit, nu dumneavoastră, nu domnul primar Rădulescu, de fapt, că dânsul era atunci, când am promis într-o ședință că voi verifica modul în care vor prezenta documentele justificative parohiile, și atunci părintele de la... Bejan. De la Bejan, de la Bartea, s-a supărat teribil pe mine, a trebuit să-mi cer iertare. Să supără pe mine. Da. Acum s-a supărat pe dumneavoastră. Iar legat de faptul că anul trecut, dacă vă amintiți, s-au împărțit banii și doamna administrator public aici, așa mă poate contrazice dacă nu reproduc în totalitate exact, am stabilit ca banii să fie împărțiți în mod egal. Acum înțeleg că e o situație mai deosebită vis-a-vis de faptul că la parohia de la Asău s-a produs acel incendiu, a fost... Na. E normal. Nu, anul trecut părintele a retras, a renunțat. Dar atenție, că eu am înțeles atunci și chiar am zis în ședință, am înțeles că a renunțat în favoarea parohiei de la Lunca. Pentru că cu un an anterior S-au împărțit banii în mod egal, așa încât părintele de la parohia de la Asău să împartă banii cu parohia de la Lunca, că erau unite, nu erau parohii distincte.
Mă rog, și așa am înțeles atunci. Mă rog, banii s-au împărțit în mod egal. Și atunci a spus că nu e normal. Și ea trebuie să eviți acest prilej ca să demonstrăm că nu e normal să împartă în mod egal, pentru că sunt situații deosebite care trebuie să fie. E de altă parte. Vorba și de, și au mai fost un răspundat un pic, și când e și cât contribuabil sunt la buget. Da. Nu poți să dai la satul ASEU care are 2000 de locuitori, cât dai la satul Ciobănuș care are 500 de locuitori sau 400 sigur, de locuitori. Vorba și de tot. Pe de altă parte, ceea ce spunea domnul Țuzu, că să nu pedepsim locuitorii satului. Păi nu-i pedepsim, dar dacă hotărârea, legea spune că nu justifici, nu primești în anii următori, la revedere, drum bun. Deci nu mai e cale de întors. Nu mai e cale de întors. A, dar zic să nu vă știți cum e, nici să vedem acum, să ne uităm faptul. Să sărim peste lege. De acord ce spuneți, asta lege e relativă. Ocolim legea. Cu de exemplu, cum 10 decembrie 2022 se prezinte documentația, adică dacă vine pe 11 decembrie 2022, pedepsim asta, mă refer. Nu, dar există varianta. Adică există o... Tu poți stângi litigiu plătind 80 de milioane, tu să stingi problema cu parochia său și... Nu, este o marjă, mă refer, nu, nu înțeles, este o marjă, mă refer de timp, adică dacă e pe 10 decembrie și vine pe 11, nu-i mai... Un an de zile ai marjă, un an de zile. Asta, mă. Domnul Cătălin, 2 ani de zile, haideți să vă spun că... Da, până pe 31 decembrie. Dumneavoastră nu știți, dar cu 2 ani de zile a fost acea problema că până pe 10 trebuiau prezentate documentele justificative la primărie și părintele a adus documente în a treia zi de Crăciun, a achiziționat materiale. Nu știu. Făcând slujbă, s-a dus și la depozit. Iertare să-mi fie, dar... După depozit, mai mult. Da, deci nu știu dacă este cale de întors vis-a-vis de împărțire în mod egal sau să păsuim cine n-a încălcat legea și nu așa. Nu știu. Eu zic că nu. Eu v-aș propune următoarea chestiune la mica înțelegerii. Care să-mi băgăm și capra și voață, să fie bine și să nu creăm discuții, să creăm ce atunci. Să împărțim aia 5.000 care sunt. Două, în două. Jumătate la Luncă, jumătate la Ciobănuș. Păi. Dar și părintele la Luncă are nevoie grosie. Are 5.000 de lei de unde? Care au rămas. De-aia 5.000 care... Așa am putea să spunem doar. Maltinișul deja a primit o sumă consistentă. 2.500 de lei, 2.500 de lei. Așa, ce trebuie să vă interesează? 10 la 11. În construcție. Și acolo are nevoie care puțin oameni. Când n-ai cu ce, când n-ai cu cine să faci, este foarte greu. Eu știu foarte bine treaba asta. La anul am o propunere. Dacă o să mai ajung, eu să mai... Cred că ar fi bine să facem o casă pentru bătrâni. Că și ăia sunt tot a comunității, tot a satului, decât să mai finanțăm, să mai avem atât de multe discuții. Și atunci să vii toate bisericile, să ajute acolo, să pui umărul, așa? Că oricum, timpul trece și o să avem nevoie. Tineretul și o să rămânem, eu să ne mănânce muștrii din casă. Un așezat social. Și cum am pus în fiecare an câte 1,5 miliarde, 2 miliarde, în 2 ani, 3 ani am face o așezământ din asta pentru bătrâni și o să fie tot, bineînțeles. Se poate face chiar la Ciobănuș, că e loc frumos. Avem zone, avem locuri, să facem frumos, vrem. Și atunci am terminat discuțiile cu totul, am încheiat... Nu mai are ce discuții. Vor fi întotdeauna. De ce să fie? Vor potrivi preoțit asta de menirea să vină în sprijinul oamenilor nevoiași. O să vezi cât ajutor o să dea nouă biserici către acea casă de bătrâni. Și cât o să fie de frumos și cât o să fie de... Amendamentul lui domnul Țuțu. Acum, le votăm individual. Prima dată amendament. Hai să căutați-o, că vedeți că-l poți vota totul. Votați-o care, din mijloc, dar ce faci? Dar ce faci? Ce faci? Nu mai la magie. Ce sunt? La magie. Cât o cer? Cât o cer? Cum zice și domnul Cătălin, atunci de ce să mai implodă și eu? Foarte bine. Lucrarea ea. Nu știu, să punem la vot. Varianta domnului. Varianta domnului. Da. Varianta domnului.
Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O trecut. Care e varianta? S-o părțit. 5.000. 5.000. Și acolo și s-a. Dar și la urmă se împarte, de fapt, în două. Dar ce să vedem parte? Mai clar. Aceea, nu știu, de aceea m-a apuntat ce de fapt. Așa și un biserică. Supunem la vot pe proiect. Cine este pentru? Cu oameni de mână. Cu oameni de mână. Mergem mai departe. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme de proprietatea Comunei Iasău și aflate în dotarea primăriei Comunei Iasău. Inițiator primar Emilian Dudac. Comisiile aveți favorabil. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Primăria mașinilor. Dacă reușim să jucăm asta pe lucrurile, asta e finanțare pe unul de concluzare. Nu obligă să facem și o stație la încălzarea mașinilor electrice. Deja avem. Mai avem vantajos. Poți mai avea? E foarte important să avem o chestie. Da, proiectul proiect de hotărâre privind aprobarea, reactualizarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Iasău, aprobat prin HCL numărul 94 din 20.12.2018. Inițiator primar Emilian Dudar. Comisiile au aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2021. Inițiator primar Emilian Buda. Comisiile aveți favorabil. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Probleme diverse. Modificare. Ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiții din anexa numărul 4, lista de investiții aprobată conform HCL numărul 9 din data din 9.2.2022. Inițiator primar Emilian Budaca. Ce e vorba de primitul ăla care l-am prins în lista de investiții? Mașină universitară de interiență. Și acum am fost la acela de anică. Să vedem ce e vorba. Și eu recomandă, băi, asta e bun, ai producții de serie. Ai reglat mașina și bagi. Bagi și bagi. Picând acolo vouă, vă trebuie o circulară, ca să când trebuie să stai o scândă, e pornit-o. Păi tăiat-o, o... abri grosării când vrei să fost treaba cu modificii. Vă informa greșit. Mutul este o combinație și circular, și pe o singură le ai pe toate. Nu, Iurge, cu tot acolo este. E o mașină complexă care necesită un băiat care să știe bine exact ce face acolo. Pe când trebuie acum frezezi-o când să faci un lambriu, măi, vă aduce o riglă. 5 mașini înseamnă 5 motoare. Are doar două motoare. Știu, dar nu le pornim toate odată. Și atunci am zis ca să nu încurcăm. Că știți cum îi trebuie să blochezi freza. Deci nu crezi de atâta timp un mut este... Dar lucrați cu tâmplarea. Lucrați cu tâmplarea. Lucrați cu profesioniști cu băiat. Ăla care lucrează pe circuit, tot așa lucrează pe circuit. Are foarte multe și ieșim în același preț. Și atunci am zis, dacă vreți să folosiți circularul, nu mai umbli la toate angrenajele de dimineață. Duce și bagă scândură în circular. Vrei o freză,
freză, ai folosit freza sau dacă vrei glăsimea folosești glăsimea. Nu, nu am nimic, dar vă spun un om care lucrez. Da, e clar că și noi am gândit-o așa, dar neavând, având în vedere că băieții poate... Na, deci nu credeți că se modifică prețul. Deci cât are motorul ăla, tot ăla e vorba de mașină. Noi am vorbit tehnic, de mașină. Da, e clar pentru un profesionist, e mai bun un mod. Că știi ce să fac cu el. Păi zic aici, domnule, vrei să-ți ai o scândură, e pornită, e tine scândura. Vrei să nu dai pânza în jos. Trebuie să cobori. Același lucru se poate face și la mod. Da, trebuie să dai freza, trebuie să blochezi, da, trebuie să știi să lucrezi cu ea. Dacă vine și o blocat în freza și o îi dă pornire și ia foc cu relele sau ce-i face. Asta e ceva superior. Da, îi mai multe combinații. Și am zis, dacă e mai simplu, să fii mai simplu. Nu mă duc la cum ziceți? Nu am zis doar din un anumit punct de vedere, n-am nimic în băie, același lucru. Suntem în punct, sigur. Mai de mult. Important e să fie la TV, ca să se faci treaba. Dacă nu face treaba, adică am făcut 200 de coșuri, ați văzut după din raport de 200 de coșuri noi, am 20 de coșuri. Da, până și s-au făcut, dar nu a fost vreo. Dar cum că a fost? Și ce unde am ajeluat? Un circular, puți o combinată grosimii de 305, că nu îi trebuie mai mult, cât faci niște semne la o mare, da? Și una o freză micuță, care să facă ceva, da, să facă niște mai mult. Avea și posibilitatea de găurire, da? Da, la mult. Găurire. La mut avea, ai, da, pentru că trebuie să pui un brâng. Când scoți elemente de tâmplării sau când asta poți să faci, de asta vă spun că nu... Nu avem băieți care zic. Și lucrează odată la două luni și să zici că ne-am gândit să meargă la dumneavoastră la fabrică, să învață într-o săptămână. Dar el nu-l folosește toată vara că avem alte activități și-l pui iar... Nici n-ai voie să pui pe oricine. Exact. Trebuie să pui un om care totuși... Și atunci știi. Elimina Moris. Calificat. Nu neapărat calificat, instruit. Da, corect. Trebuie să știi să folosești. Păi noi avem întâmplat Durghier. Supunem la vot. Cine este pentru? Probleme diverse. Domnul Pui. Am observat că au revenit domnii de la analizare și vreau să întreb dacă ați stabilit de bună acord cu domnul inginer Ungurea. Am înțeles că dânsul a șopătat și nu poate veni la momentul ăsta. Șopătat, ori nu șopătat. Nu știu, așa. Dacă a stabilit un termen de finalizare, dacă a stabilit cu ei un termen de remediere a problemelor evite, că dacă depășește termenul respectiv, să mai plătească și penalizări. Dar pun proiect. Asta mai spus. Am avut o discuție, am trimis o delegație, de fapt. Domnul Grânceanu. Domnul Liviu, i-am trimis la el la Bacău la Tehnic Market să vizioneze toate filmulețele alea cu inspecția la canalizare. Ei tot o țin pe lor, nu vor să ne dea filmele să vedem și noi. Deci, până la urmă, ceva de ascuns. Le-am prelungit până pe 31 mai, nu? Da. Doamna Marcel. 30 aprilie. Da. Așa, eu solicitam până pe 31 mai și am dat până... La până câta? 2021. La câta prelungire? Ia 3. Da. Nu am văzut ce face. Da. Fiind o donanță de guvern care o primim bani pentru referența de manoperă și materiale, nu am văzut ce face. Altfel, oricum, nu le prelungeam. Ei, o trebuie să le prelungim, să fim în grafic, altfel nu aveam cum să le dăm banii aia. Dar le-am spus atât. Din momentul ăla încolo, intră pe penalități. Dacă nu o să fie. Și acum o revenit să apuce să facă și credit din cuvință și noi avem prins în bugetul ăsta, în bugetul proiectului, și probii și verificări. Și atunci o să comand, dacă nu vor ei, o să comandăm noi o mai mulță din asta cu vizite de filmat, așa, și o să spunem, aici. Și în contractul cu ei este stipulat foarte corect. Dacă e în vina constructorului, plătește constructorul.
Da. Deci dacă noi găsim defecțiuni, și atunci o să luăm, că ei mai au niște îndoitori, doamne, am vorbit la ISC și am zis, doamne, nu merge cu aici, da, nu, atât în proiect nu scrie că țapa trebuie să fie un pic obturat aici sau trebuie să fie curbă. Cine ar mai putea fi vinovat în afară de constructor? Dacă e vina constructor, cine ar mai putea fi vinovat? Da. Ca zis că dacă e din vina constructorului... Dacă vrem să inspectăm o zonă, că noi presupunem că acolo sunt nereguli și în urma escavării terenului se demonstrează că nu sunt nereguli, plătim noi acea manovră. Pentru că eu am comandat să se inspecteze acolo și acolo era... Dar dacă se constată că sunt nereguli, atunci plătește. Și dacă aducem noi o mai mult, filmează tot, atunci... Da, scuze, exact. Riscăm, eu riscăm, trebuie să fie macac. Nu, am mai avut discuții că domnul primar a filmat un blat cu ei. Domnul Robu e frică și s-a spus, ține legătura cu colegii din... I-a spus domnul Robu, nu accept, până nu îi tot ok, nu o să vedeți semnătorul de la mine. Eu cum nu accept așa ceva. Și-o văd că eu ce-o crezi, că poate... Nu acceptăm așa ceva. Până nu îi tot ok. Nu, dirijinii șantier, nu, domnule, stați că aveți garanții, domnule, nu putem noi să stăm că avem garanții. Mai avem garanții, dar asta pentru greșeli. S-a devenit și comisiunea care ne-a făcut-o Consiliul Județean, să fie apapelat, eu după aia se taie asfaltul nou, păi nu suntem de râsul curcilor. Da, și a doua problemă pe care vreau să ridic, ați postat pe site-ul primăriei și bine ați făcut, regenzarea populației. Și a locuințelor. Da. Bine ar fi să precizați dacă există o persoană de contact la nivelul primăriei, pentru că sunt oameni care nu stăpânesc. Să trebuiască să fie un... Și o să vină la primărie că or să vrea totuși să... Dar nu, oamenii vor să vină să... La treia fază, declară, ca să nu se ajungă chiar la a treia fază când să meargă pe teren. Să fie autorizarea, vine omul pe teren. Dar până atunci... Să precizați cine de la primărie sunt responsabil. Sunt trei persoane din primărie care... Dar spuneți cine sunt. Doamna Chivoiu Elena, doamna Cernea Mariana și doamna Bucur Marnica. Deci cine vrea să se autorecenzeze, aș vrea să mă duc la primărie când mă apricesc. Fără probleme. Deci eu pot să mă autorecenzez? Și asta. Da. Doamna Chivoiu. Ați încercat? Exact. Ați încercat? Ați încercat? Doamna Chivoiu. E foarte greu. De asta s-a pus trecere. Foarte greu. Să pretreci. Nu primele zile nu merge deloc. Da, așa cum merge foarte greu. Trebuie să extragi de acolo chestionarul și după aia să-l completezi. Și nu e chiar așa de simplu. O să vin la primărie, de asta zic că oamenii vor să... 16 în fiecare zi. Da. Îl faci în așa fel că știți, trebuia să dea o zi liberă dacă te autorecenzezi, da. Știți? Și o faci ca să nu putem, să nu mai luăm zile libere. Să te duci tot la primărie. Dar chiar nu poți, că e greu. Nu poți deocamdată. Zici că poți... Ar trebui extrați de acolo. Poți de acolo gratuit. Da. Deci oamenii nu se impacientează. Ei rămân în comună de acum până se definitivează. O să mai revină dacă omul nu a fost acasă sau nu i-a măsurat cu mesaje sau care nu a vrut. E bine așa cum a să anunțați când se deplasează în fiecare sat. Da. Pentru că știți ce se întâmplă? De exemplu, eu fiind acasă tot timpul pot să iau legătura cu ei și știu, ăla nu e acasă, e la serviciu, vin după ora 4, haideți, veniți după ora 4, ca să cât de cât să fim mai aproape de adevăr. Așa. Eu nu pot intra când mănâncă câinii vecinului. Au venit și au dat drumul la stație de curare. Și mi-au zis că trebuie materie primă pentru stația de curare. Noi am scos vidanja și cetățenii care vor să vidanjăm. Și să în canalizare. Fosili, da. Primul. Primul. Să vină să se scrie pe o listă, că dacă are numai un metru cub, doi metri cub, vidanja nu asta are și așa. Că mâine, da. Bine, o probă, nu putem băga la nesfârșit, trebuie să așteptăm, să nu se înțeleagă, omul de-aia nu mai înțelege. Nu, mă, n-ai înțeles tu, să vină un omul să scrie pe o listă. Să scrie pe listă, doar când e nevoie atunci. Exact, când vine, da, domnule, am și eu de vidanjat, o săptămână suntem la vidanjat. Două săptămâni.
Acum, până nu e foamete, dar după ce vine foamete, da, ce trebuie. Da, să cam la câți metri ajunge vidamșa mai aia, dacă n-are unde să intre, să spunem, n-are până la... Pentru consilier sau pentru cetățeni? Lungimi furtunii, 45 km. La cât ajunge, mă refer... 35 de metri, îi trebuie 5 metri. De exemplu, la mine, la șoaga lor, de asta am trebuit. Ești aproape? Am în spate. Da. Din drum trebuie cum... Aveam 30 metri, despre canalizare și despre cadastrare. Și acum ar mai fi un punctuleț mic, așa ce am văzut pe internet, în cetățean de-al nostru la Mare Necaz, Daniel Nicodim, am văzut că face apel către populație, către toată lumea. Da, am putea și noi să... Da, Consiliul Local, am mai făcut chestia asta, cum că de persoane... Am făcut-o fiind. Da, sigur, nu vorbim acum, vorbesc de Consiliul Local. Dacă s-ar putea, sigur că da. Oricare cetățean ar mai ajunge la Mare Necaz, trebuie să încercăm să-l ajutăm, că de asta suntem puși ca să ne ajutăm și vă. Poate să vină să facă o cerere care să... Da, atât am avut. Cu canalizarea, cadastrarea. Da, nu, eu vreau să întreb tot așa legat de chestiile astea cadastrale. M-au întrebat anumite persoane online dacă nu sunt găsite acasă, cum pot să ia legătura cu echipa care e zona respectivă. Am vorbit cu respectiv acolo la stradă. Dacă măsoară la vecinul de la deal, vecinul de la baie, la mine, nu e problemă. Deja e automat, ești în tabulașul. Ideea e că trebuie să măsoară și față. Trebuie să măsoară și față. Dar dăuți că în la teren... Eu am văzut că ei iau schițe, când vin cu schițele deja... Am văzut o situație la stradă, o permis. Nu la voie să măsoară și o permis să vă mulțumesc. Dar aici cum... Da, 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 da. Omul să sperie, crede că dacă nu e trecut acolo, îi face altă cadastru și altă umblătură și umblă pe cum. Deci chiar asta m-au întrebat pe mine. Au fost de înțelegere. Omul a spus clar că nu, dă totul să măsor, că dacă zici că era făcut, era făcut, nu? Hai dacă nu așa în termen de 3 ani, nu mai vine nimeni să se reactualizează cadastru. Ești numai tău. Nu vine 3 ani de zile nimeni să... S-a mai întâmplat, eu fugărit la foarte care se văzut care nu știu. Asta chiar că au cu... Iar discuția, mă înțeles, sunt discuții la pod la Sprint, acolo. Cu costa 10 miliarde podul. Nu, uitați pe acolo în documente pe lui. Cu tocul TVA. Mi-a venit cineva acolo, întreba pe domnul consilier, Cătălin Onica. Și-a spus că, seriu, a spus că 10 miliarde. Ce? Am discutat. Cât s-au mai încasat după pe la taxa auto la pe drum? De ce? Cam câți bani s-au mai adunat pe acolo? Mai tine ușor cu plomba aia, acum tot a venit în dura.
S-a stricat care de ce 146. Dar nu poți face cum vei tu ești. Eu ce zic, tot am venit căldura, de luna viitoare, poate din mai. E rău, dar. Cam că s-o mai așa. Marian, AFA, pe asumă, sunt ce aveți? Proiectul din centru care? Nu, zici că nu sunt două zău, sunt de avit. Eu am fost înapoi pe trei de 5 ori. Așa, și dăm o idee, am văzut. Dar la Ciobănuș, ce trebuie să avem acolo pentru care? Să trebuie să face să vină, să mai trebuie la asfalt. La ce? La asfalt. La asfalt. La asfalt. La asfalt. La asfalt. Da. Da. Mai sunt discuții? Nu mai sunt. Declarăm ședința închisă. Declarăm ședința închisă.